Astăzi este sâmbătă 29 octombrie 2011 și mă aflu în municipiul București, la sediul clubului sportiv Columbofil Rapid, afiliat la FRSC. Stau de vorbă cu unul dintre veteranii Columbofil din România și din București, o persoană foarte cunoscută, este vorba despre domnul Gheorghe Mărgelatu. Bună ziua, domnul Mărgelatu, ce faceți? Bună ziua! Ce să facem? Uite, ne-am adunat și noi în ziua de astăzi, aici pentru a sărbători anul competițional care s-a încheiat, cu puii și cu maturii. Cu rezultate bune, știu. Cu rezultate bune, da, față de celelalte cluburi care și sperăm să fie și mai bune în anul care urmează. Eu sunt convins de asta. Dumneavoastră, cum ați încheiat personal sezonul? Sunteți mulțumit de rezultate? Personal nu sunt mulțumit. Mi-am făcut o impresie bună la zborurile din cu maturii, dar trăgând linie și adunând, am văzut că mai am de lucrat încă, dar nu mă las, cu toate că am împlinit vârsta de 70 de ani. Mulți nu înainte. Să mă las cu ce mulțumesc, nu să mă las cu cei tineri, o să continui și o să mă bat până la final să fiu ce am fost în trecut. Da. Sunteți amabil acum să ne spuneți câteva detalii, câteva amănunte despre cum era columbofilia, da, pe vremea în care ați început-o dumneavoastră? Da. Cu cea mai mare plăcere o să vă spui. Sunt crescător columbofil din anul 1955, cu derogare de la taică meu, mi-a dat la ASC București, care președinte pe timpul ăla era Dogaru, așa, și ce să vă spui eu, atunci era mai greu față de zilele noastre care sunt acum, era mult peste ce este acum. În ceea ce privește ce anume, moralitatea și, și moralitatea seriozitatea? Și ca linie sportivă, ca păsări, ca tot ce conține columbofilia asta, cum să spui, era ceva deosebit față de ce este acum. Cu ce porumbei ați început pe vremea respectivă? Porumbei la origine, când am început de mic copil, când eram, că având un crescător lângă mine acolo care s-a ocupat de porumbei, am avut porumbei care erau pe timpul porumbei de bricu și porumbei de brown, care erau aduși atunci și cu aia am început să fac până în timpul din 1970-72, cam așa ceva, când inginerul Crețulescu a importat primii porumbei din străinătate, din Belgia. Și atunci ați mai realizat infuzii cu liniile vechi, nu? Normal. La un moment dat liniile vechi au dispărut, văzând că nu mai face față și luând liniile noi de la inginerul Crețulescu, am avut rezultate excepționale, să zic. Până acum, să zic așa, cred că nu știu câți o mai egala, am fost la 7 competiții internaționale, pe plan sportiv, de când ne-am afiliat noi la Federația Internațională în 1972. Și în plan intern, domnul Mărgelatu, ce ne puteți spune despre rezultate? La ce categorie ați obținut cele mai bune rezultate? În plan intern, cele mai multe rezultate și care îmi place cel mai mult categoria este demifondul. De ce îmi place demifondul? Pentru că e o categorie care, cum să spun, nu aștept mult. De exemplu la fond, când stai și când mai vine cât o... Noi zicem bulea când vine, da? Așa? Când vine cât o vreme din asta nasoală, aștepți și îți lungești gâtul, iar a doua zi o iei iar de la început, da, ca să fie. Deci mie mi-a plăcut viteza și demifondul totdeauna. Și rezultatele cele mai bune la viteză și demifond am avut. Cu ce porumbei, domnul Mărgelatu? Din ce linii? Spuneați de domnul Crețulescu. Am început de la domnul Crețulescu. Cei mai mulți porumbei au fost din liniile de Van Spital, care s-au pretat la noi cel mai bine și care au mers și la fond și demifond și viteză. Da. Făcând o treabă bună cu ei, m-am axat mai mult pe ei. Dar liniile au fost mai multe. Au fost și linii de Dorden, și linii de Van Heeuw, și linii de Elina Gel, și linii de Janssen, și linii... Dar asta a fost linia de porumbei care m-a preocupat pe mine și din care am mers ani de zile să fac performanță. Domnul Mărgelatu, da, în toată cariera noastră columbofil ați avut și susținerea familiei în a crește porumbei? În toată
În toată susținerea asta l-am avut pe tata până când a murit, Dumnezeu să-l ierte, da. Așa, care a fost primul ajutor al meu, iar după aceea soția și toată familia au fost de acord cu mine până la un moment dat. În momentul dat când n-am mai fost de acord, am renunțat la familie și m-am recăsătorit a doua oară și acum am desfășurat activitatea, cu toate că am împlinit 70 de ani, în desfășor activitatea la fel ca ceilalți columbofili, care mă susține și familia mea și soția și copiii. Mă bucur. Spuneți-mi acum, vă rog, considerați că în columbofilie, ca să ajungi sus, ca să ajungi campion, îți trebuie și puțin noroc sau e totul numai știință și... Acum să vorbim în ziua de astăzi, da. Nu mai este ce a fost. Adică hai să spunem lucrurilor pe nume. În momentul când eram eu, când am făcut eu performanță, eram, să zic așa, un proverb românesc, chior în țara orbilor, cum ar veni. Atunci nu exista medicamente, care există acum vitamine, care există acum și toate celelalte. Atunci cine era priceput și cine cunoștea columbofilie și făcea singur și pastile și tablete și cu tare. Eu am ajuns la un moment dat, îmi făceam singur, de-i ajutam pe porumbei ca să-i refac și așa mai departe, cu toate alea, din propriile mele gândiri. Cunoștință. Și toate cunoștințe și toate nu se bazau decât pe cele naturale. Numai produse naturale, nu? Produse naturale, da. Dacă ar fi să vă mai nașteți a doua oară, v-ați mai apucat de porumbei? Dacă ar fi să mă nasc a doua oară, cred că m-aș apuca poate mai devreme decât m-am apucat acum cu derogare de la tata și până când noi punem mâinile pe piept, nu mă voi lăsa de acest sport care mi-a adus atâtea satisfacții și care am avut atâtea succese pe plan intern și plan internațional. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Margelatu, pentru amabilitatea acordării acestui scurt interviu. Vă doresc în continuare viață lungă, cu multă sănătate. Și eu vă multe mulțumesc. Rezultate în sportul columbofil. Și eu vă mulțumesc și îmi pare bine că a ajuns și la clubul nostru, care la ora actuală cred eu că este un club serios, un club cu membri care e pasionați și care cred că o să ducem sportul ăsta pe culmi cât mai înalte. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Cu stima!